Candidatul Alianței România Dreaptă în Colegiul 4 Senat, Teodor Baconschi, și-a lansat sâmbătă carta Creștinism și Democrație. Ne propunem să difuzăm în elita intelectuală românească și în rândul studențimii texte fundamentale legate de tradiția conceptuală creștin-democrată, pentru că ea stă la baza proiectului european, a asigurat și prosperitatea clasei de mijloc în majoritatea statelor din vestul Europei și reprezintă și în România un culoar politico-doctrinar deosebit de interesant, mai ales într-o societate ca a noastră, divizată, învrăjbită. Decanul Facultății de Filozofie a Universității Alexandru Ioan Cuzan, Nicu Gavriluță, a făcut o scurtă recenzie a volumului. Reprezintă o apariție relativ recentă care pentru noi toți este o reală provocare. Creștinismul actual, în primul rând biserica și apoi viața spirituală, sunt puse față în față cu provocările modernității. Altfel spus, întrebarea esențială este următoarea. Cum poate o biserică seculară și o viață spirituală cu o tradiție absolut remarcabilă să se adapteze modernității? Volumul Creștinism și Democrație reunește texte apărute în premieră sau deja publicate în presă sub semnătura lui Teodor Baconschi.